Fostul redactor al discursurilor lui Vladimir Putin este urmărit de autoritățile ruse Abbas Kaliamov. Fostul redactor al discursurilor lui Vladimir Putin a fost plasat pe lista neagră a persoanelor căutate de autoritățile ruse. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne din Rusia, Abbas Kaliamov este căutat în legătură cu un articol din Codul Penal. Abbas Kaliamov unul dintre foștii redactori de discursuri ai lui Vladimir Putin, a fost inclus pe listă neagră a persoanelor urmărite penal în Rusia. Abbas Kaliamov a scris discursuri pentru Vladimir Putin în timpul mandatului său de prim-ministru al Rusiei, în perioada 2008-2012. Ulterior, Abbas Kaliamov a devenit consultant politic și analist politic, fiind citat în mod frecvent de presa rusă și de presa internațională. În ultimii ani, el a locuit în alte state. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor de Interne din Rusia, citate de postul de televiziune SKY News, Abbas Kaliamov este căutat în legătură cu un articol din codul penal, însă nu au fost oferite alte detalii. Potrivit sursei citate anterior, luna trecută, Ministerul Justiției din Rusia l-a adăugat pe Abbas Kaliamov în registrul de agenți străini, o desemnare care duce la un control guvernamental suplimentar și care are rolul să submineze credibilitatea celui vizat. Guvernul Rusiei a informat că Abbas Kaliamov a distribuit materiale create de agenți străini către un cerc nelimitat de persoane, s-a pronunțat împotriva operațiunii militare speciale din Ucraina, și a participat ca expert și respondent pe platformele de informare furnizate de structuri străine.